Se lucrează intens pentru amenajarea spațiului în care se va muta centrul de transfuzii sanguine, mai exact la parterul centrului multifuncțional pentru tineri în dificultate din cadrul DGASPC Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers în vizită pentru a verifica stadiul lucrărilor și a se asigura că actul medical se va desfășura în cele mai bune și sigure condiții. A fost nevoie de mutarea centrului de transfuzii sanguine, întrucât la spital demarează lucrările de modernizare, iar spațiul în care unitatea își desfășoară activitatea va avea altă destinație, conform proiectului. Așa cum președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a sprijinit în urmă cu câțiva ani centrul de transfuzii, care funcționa într-un spațiu complet inadecvat și a decis să aloce corpul disponibil la momentul respectiv în incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. La fel a procedat și de această dată, deși centrul nu se află în subordinea Consiliului Județean. Locația identificată acum se află în imediată apropiere a autogării Drobeta Turnu Severin, la parterul fostului centru multifuncțional pentru tineri în dificultate din cadrul DGASPC Mehedinți, unde președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a făcut o vizită pentru a verifica stadiul lucrărilor. Lucrările demarate aici pentru a adapta imobilul la condițiile necesare funcționării centrului sunt în plină desfășurare. Se lucrează la instalații electrice, sanitare, la tencuieli, s-a înlocuit tâmplăria și s-a creat o nouă intrare, astfel încât accesul să fie mai facil pentru donatori. În paralel, constructorul păstrează legătura cu autoritățile sanitare, astfel încât să se respecte toate normativele pentru ca la final spațiul să poată primi avizul Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Lucrările de amenajare a spațiului vor fi suportate de la bugetul Consiliului Județean Mehedinți. Procesul de reabilitare merge bine și în scurt timp va fi gata, astfel încât din toamna acestui an, donatorii care vor să salveze vieți să fie primiți în noul centru din imediata apropiere a autogării din Drobeta Turnu Severin.